Ajutor în plină pandemie de coronavirus pentru Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Trei autotrenuri încărcate cu echipamente medicale provenite din Germania au ajuns astăzi la unitatea sanitară în cadrul unui convoi umanitar organizat de Masa Rotundă din Germania, în colaborare cu filiala din Mehedinți a acestei organizații. Mobilierul provenit din unități sanitare din Germania este într-o stare bună și va înlocui echipamentele de care bolnavii și medicii din Spitalul Județean aveau nevoie. Paturi, saltele, noptiere, scaune și multe alte echipamente la care spitalele din Germania au renunțat au fost încărcate în cele trei autotrenuri și aduse în România. O parte dintre acestea a ajuns la secțiile Spitalului Județean, acolo unde sunt foarte necesare. Asociația umanitară, Masa Rotundă, ne oferă un sprijin în ceea ce privește mobilier și echipamente medicale. Astfel ne-au prezentat o listă care cuprinde un număr de 90 de 90 de noptiere, canapele de consultație și alte echipamente, care sunt, bineînțeles, benefice spitalului nostru. Echipamente foarte utile pentru dotarea bucătărilor din creșe vor ajunge și la Direcția de Asistență Socială din Drobeta Turnu Severin. Proiectul comun cu partenerii de la Masa Rotundă ne sprijină în această perioadă cu aparatură pentru bucătăriile din cadrul creșelor și cantine de ajutor social, mașini de spălat și alte materiale care vor fi duse atât în cabinetele medicale școlare, cum ar fi mesele de consultație și aceste obiecte pentru buna desfășurare a activității în creșe și cantină. Echipamentele au fost strânse de trei organizații din Germania care le-au și transportat în România pentru că altfel ar fi fost cel mai probabil distruse. Este o acțiune de voluntariat. Toate persoanele implicate în această acțiune sunt voluntari, inclusiv șoferii de tir, nu sunt profesioniști, sunt șoferi voluntari, membrii ai cluburilor. Faptul că putem ajuta și că ne încântă și... Asta este. Masa Rotundă este o organizație care în fiecare an, în preajma sărbătorilor, aduce cadouri de la copiii din Germania pentru cei din România. Iar acțiunea se va repeta și anul acesta, dacă restricțiile generate de pandemie nu se vor înăspri.